Slăvit să fie Domnul! Vă îndemn pe cei ce aveți scripturile cu dumneavoastră să le deschideți în a doua Corinteni, capitolul 5. Și cu bucurie să mai ascultăm câteva versete. Ce le voi citi de la versetul 17 până la versetul 21. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Amin. Adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Frați și surori, cu respectul cuvenit ce l-am pentru Evanghelie și cu o prețuire aleasă pentru cei ce sunteți prezenți aici, doresc în aceste momente să slăvesc pe Dumnezeu Tatăl din cer, Făcătorul tuturor văzutelor și nevăzutelor, pentru că a prelungit în istorie harul să ajungă până la noi. Amin. Doresc să-L slăvesc pe Domnul Iisus Hristos, nume în care avem iertarea de păcate, mântuirea și viața veșnică. Amin. Și vreau să onorez pe Duhul Sfânt care este la lucru aici. Amin. Amin. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în dimineața aceasta, împreună cu familia, să revăd aici slujitori, persoane dragi cu care ne-am întâlnit în România și zic peste tot să fie revărsată binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Permiteți-mi pentru început să vă aduc și salutul Bisericii Elim din Șcheia, Suceava și a celorlalte biserici ce le slujesc. Avem un salut din Vechiul Testament, din cartea profetului Mica, din capitolul 4, versetul 5, cuvânt care ne spune așa: pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Domnului Dumnezeului nostru totdeauna și în veci de veci. Amin. Dragii mei, aș vrea în dimineața aceasta să ne apropiem de cuvântul Evangheliei și în mod special să tratăm un subiect care vizează nu doar lumea de aici, vizează eternitatea, veșnicia. Subiectul acesta l-am intitulat Împăcarea cu Dumnezeu. S-a citit astăzi aici, din a doua Corinteni, capitolul 5, coriștii au cântat despre momentul când noi vom pleca de aici, acasă la Domnul. Și aș vrea să nu uităm, dragi creștini, trebuie să ne pregătim pentru acel moment. Aleluia!
Împăcarea cu Dumnezeu este cea mai mare urgență ce o are ființa umană. Vreau să spun astăzi aici că noi, atunci când venim în lumea terestră, când ne naștem, noi nu ne naștem creștini și nu ne naștem într-o relație armonioasă cu Dumnezeu. Noi ne naștem în păcat. De aceea trebuie să fie o zi specială în viață când noi să ne împăcăm cu Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Aleluia. Iată ce ne spune Scriptura prin regele David. În Psalmul 51 vreau să aduc în atenție versetul 4 și apoi versetul 5. Omul acesta își scrie psalmul de căință și zice așa: împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Și acum urmăriți versetul 5. Așa ne naștem noi. E zestrea cu care venim de la Adam. Și zice David, iată că sunt născut, nu creștin, sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Uitați-vă ce citim în cartea Iov, de data aceasta în capitolul 14, Scriptura ne spune la versetul 4 așa: cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Și următoarea expresie zice: nu poate să iasă nici unul. Frați și surori, dragi tineri, că noi venim în această lume, venim păcătoși. De aceea orice muritor trebuie să aibă în timpul vieții lui un moment al întâlnirii cu Iisus Hristos și un moment al împăcării cu Dumnezeu. Ai milă, Doamne. Permiteți-mi în minutele următoare, folosindu-mă de câteva versete din cartea Eclesiastul, capitolul 12, să observăm câteva aspecte ale împăcării cu Dumnezeu pe care aș vrea să nu le uităm. Dacă reușim în timpul vieții să ne împăcăm cu Dumnezeu și să ne punem într-o relație armonioasă cu El când vine momentul morții, nu te prinde groaza. Când vin ultimele respirații și ultimele bătăi cardiace, când trebuie să părăsești lumea muritorilor, când trebuie să plecăm de pe scena acestei lumi, noi putem fi printre cei mântuiți și finalul să fie acasă la Domnul și spunem amin. Amin. Primul aspect al împăcării cu Dumnezeu. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi. Dacă sunt persoane aici care poate, tineri fiind, au zis, am eu vreme să mă pocăiesc. Și poate au spus mereu mâine, ascultați-mă, dragii mei, ascultați-mă, tineri dragi. Cu cât vă împăcați mai repede cu Dumnezeu, cu atât mai bine. Amin. Dumnezeu să vă ajute. Amin. Să n-aibă vreme cel rău să așeze jugul lui pe grumazul vostru, pentru că lasă urme adânci. Ai milă, Doamne. Și acum aș vrea să vă spun ceva. N-am întâlnit persoane care s-au pocăit de tineri ca să regrete și să spună, frate, îmi pare rău că nu m-am pocăit la bătrânețe. Dar am întâlnit persoane care au venit la pocăință spre apusul vieții. Au intrat în apa botezului și au mărturisit credința în Iisus Hristos și au zis așa,
Îmi pare rău că am risipit cei mai frumoși ani ai vieții mele. Deștiam, mă pocăiam mai repede. Aleluia. Vă rog, tineri dragi, rețineți acest aspect. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi. Amin. Amin. Solomon își scrie jurnalul vieții, cartea Eclesiastul, o scrie spre final. Și zice omul acesta, capitolul 12, versetul 1, adu-ți aminte de făcătorul tău. Adică nu zice, vezi, încearcă să studiezi dacă există, nu. Adu-ți aminte de el, că el există. Aleluia. Tu nu ești rezultatul unei întâmplări oarbe. Noi nu suntem rezultatul hazardului, a întâmplării. Cineva ne-a creat și ne-a dus în existență și acesta e Dumnezeu, Creatorul. Aleluia. Spunem noi prin vers de cântare, nu suntem un vis și o întâmplare, un lut de sine însuși frământat. Cine a zidit o minte creatoare și o înțelepciune fără de hotare? Există Dumnezeu cu adevărat. Nu suntem și vine întunecate, gonite de un bici neînduplecat. Că noi avem un duh și o libertate și o inimă ce pentru ceruri bate. Există Dumnezeu cu adevărat. Amin. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi. Și am să vă spun de ce, dragii mei. Mulți oameni care au zis mâine au plecat din această viață nemântuiți. N-aveți cunoștințe în familia voastră, în neamul vostru. Persoane care au zis, e bună pocăința, într-o zi mă pocăiesc și eu, într-o zi am să mă botez și eu. Și pasul acela nu l-au mai făcut niciodată, pentru că au zis mâine, ascultați-mă, dragii mei, mâine e un cuvânt riscant. Mâine poate să însemne regrete eterne. De aceea vreau să spun astăzi aici, împăcați-vă cu Dumnezeu, vă rog fierbinte în numele lui Iisus Hristos, astăzi, începând de astăzi, amin. Amin. Când Domnul a trecut prin Ierihon, nu i-a zis lui Zacheu, am să mai trec pe aici, Zacheu. Foarte bine, ai ieșit de acasă, ai venit să mă vezi, asta a fost dorința ta, ai vrut să ai detalii despre mine, să vezi cum arăt, să spui și la alții, Zacheu. Dă-te jos de grabă, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Aleluia. Și Zacheu s-a pocăit astăzi. Permiteți-mi să vă spun acum o întâmplare. Am spus-o și la alte evanghelizări în România. Am experimentat-o în localitatea mea natală. O mamă care a crescut 9 copii. Și nu-i ușor să crești 9 copii. Să așeze în fiecare dimineață la masă 9 farfurii. Nu-i ușor. Și doi băieți din casa asta au apucat pe cărările lumii, întorcând spatele lui Dumnezeu și Evangheliei. Am fost chemat la înmormântarea acestei mame și mi s-a întâmplat ceva inedit. Vă spun că momentul acela a marcat viața mea. După ce am ajuns cu cortegiul funebru în grădina lacrimilor, acolo a fost o slujbă scurtă. Urma procesul înhumării, dar pentru că familia a decis în sicriu, lângă mama, să fie așezată Biblia în care ea a citit o viață, o Biblie uzată, stropită cu lacrimi, pentru că a adunat zile de poș și de rugăciune pentru copiii care au întors spatele lui Dumnezeu. Ne-am permis să facem o întrebare acolo, dacă e cineva aici, înainte ca să o pierdeți pe mama din priviri, care ar vrea să-și schimbe macazul vieții, să se întoarcă la Domnul prin pocăință, să vină să ia Biblia în care a citit mama o viață. Și a fost tăcere, liniște. Ne-e rușine să ne întoarcem la Dumnezeu, ne-e rușine să ne împăcăm cu Dumnezeu, dar nu ne-e rușine când păcătuim și îl sfidăm.
și îl înjurăm pe Dumnezeu. Cele din urmă a venit unul dintre băieți și a zis, dați-mi mie Biblia mamei. Și noi am rostit o binecuvântare, dar nu s-a pocăit. Aș fi vrut să vină băiatul mai mare. Eu știam ce viață trăia. 5 ani am lucrat la dispensarul uman din localitate, uneori îl întâlneam. În stare de ebrietate, mă privea în ochi, mă oprea și a zis, stai puțin, vreau să-ți cânt o cântare de la adunare. Mai știa cântări în cor, la tenor, nu le uitase tot. Și el a zis, spune-mi, te rog, dacă nu lua fratele meu Biblia mamei, cine o lua, domnule? Și am zis, nu știu cine, dar dacă nu venea nimeni să ia Biblia mamei, o luam noi, să o punem în biserică, să fie o mărturie pentru cei care nu-L ascultă pe Dumnezeu. Și el a zis, într-o zi am să mă pocăiesc și eu, adică mâine. Înțelegeți? Știți că mâine n-a mai venit? 48, 49 de ani. Ar fi vrut să ajungă în America, pentru că are o fată căsătorită aici. S-a întâlnit cu prietenii lui la un bar din localitate și le-a zis, ascultați-mă, e ultima dată când mai beau cu voi. Dacă mă duc peste ocean, să știți că mă întorc botezat și pocăit. Și prietenii l-au ironizat. S-a dus acasă la nici 50 de ani, fără să fi fost bolnav de vreo boală cronică, fără să fi avut internări în spital. Omul acesta s-a așezat în pat și nu s-a mai trezit. Inima lui a cedat. Când am primit vestea de acasă, că el s-a mutat pe țărmul veșniciei, am avut niște regrete în inima mea. Și am zis, ce bine era dacă îl mai întâlneam odată, dacă îi mai vorbeam odată. Ce bine era dacă lua Biblia în ziua mormântării mamei. Ce bine era. Aleluia. Dar a zis mâine și mâine n-a mai venit. Nu știu pentru cine predic astăzi aici, dar vreau să te rog fierbinte în numele lui Iisus Hristos. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi. Aleluia. Solomon zice, adu-ți aminte de făcătorul tău. Când? În zilele tinereții tale, până nu vin zilele, până nu vin anii aceia, când nu vei mai găsi nicio plăcere în ei, adică împacă-te cu Dumnezeu astăzi. Aleluia. Dumnezeu să te ajute și fie ziua aceasta, ziua împăcării tale cu Dumnezeu. Amin. Amin. Al doilea aspect. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu astăzi, pentru că astăzi e timpul cel mai potrivit. Ce spuneți? Nu-i timpul cel mai potrivit astăzi. Aleluia. Uitați-vă, dragii mei, timpul care vine este un timp mai greu. E un timp al problemelor. Pandemia despre care vorbim în ultima vreme e un semn că timpul care vine e un timp mai greu. E un timp al necazurilor. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi că e timpul cel mai potrivit. Ascultă-mă bine, n-ai să fii mai tânăr ca azi niciodată. N-ai să ai timp mai mult ca azi niciodată. N-ai să fii mai sănătos ca azi, poate niciodată. Uitați-vă ce zice Solomon. Știți ce vreme vine? Vine o vreme grea. O vreme când începe procesul de îmbătrânire în corpul uman, care e un proces irreversibil. Cât de mult te-ai chinuit să ții trupul ăsta tânăr, până la urmă ne îmbătrânim, timpul trece și din lumea asta plecăm. Și zice Solomon, hai să vă spun eu ce timp vine. Celor care spuneți că aveți vreme să vă împăcați cu Dumnezeu, timpul cel mai bun, nu e așa, cei bătrâni, cei în vârstă, îl legați de perioada tinereții, nu? Când era sănătos și plin de viață. Uitați-vă ce zice Solomon. Vine vremea când optimismul vieții dispare, când începe să se degradeze nu numai trupul, și mintea,
Și vine Solomon să dea așa câteva elemente din procesul de îmbătrânire și spune el, adu-ți aminte de făcătorul tău. Când? Astăzi. Că e timpul cel mai potrivit, pentru că în viitor, ascultați ce timp urmează. Zice, până nu încep să tremuri paznicii casei mâinile. Ce zic cei în vârstă? Tremură mâinile. Apare Parkinsonul și medicii zic, nu se mai poate, trebuie să iei tratamentul ăsta. Dar mâinile alea care altădată erau tari, prindeai totul cu precizie și acum scap totul pe jos. Ce înseamnă asta? Înseamnă că timpul care vine este un timp mai greu. Până nu se încovoaie cele tari picioarele și ai nevoie de baston sau poate și mai rău. De cadru. Până nu se oprește cei ce macină dinții, că s-au împuținat. Până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre. Și ai nevoie de ochelari, dacă nu și mai mult, alții citesc cu o lupă, să mai poată citi un verset din Biblie. Așa îmi spunea un frate. O, ce mult am iubit Scriptura și acum nu mai văd, frate. Trebuie să folosesc lupa să mai citesc un cuvânt. Ăsta e procesul de îmbătrânire care va intra sau a intrat în corpul tău și nu-l mai poți întoarce înapoi. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi pentru că e timpul cel mai potrivit. Timpul care vine e un timp mai greu. Și uitați-vă ce zice Solomon. Până nu se închid cele două uși dinspre uliță și zice Solomon, buzele. Ce frumos suna altădată cântarea. Și acum ai îmbătrânit și parcă nu mai iese melodia. Dați-mi voie să mă adresez astăzi leviților, frate Vasile. Domnul să binecuvinteze corul bisericii. Amin. Domnul să binecuvinteze fanfara. Amin. Cântați slavă și laudă lui Dumnezeu până se închid cele două uși dinspre uliță. Am văzut oameni care pe patul morții, abia mișcându-și buzele, au mai făcut un semn spre Dumnezeu, cum spunem în cântare, când buzele n-or mai putea. Suspinul meu te-a lăudat. Doamne, ajută-ne să te lăudăm până se închid cele două uși dinspre uliță. Amin. Să nu-ți pară prea mult că vii la repetiție de cor, că vii la repetiție de fanfară. Să nu-ți pară prea mult că citești Scriptura. Să nu-ți pară prea mult că faci lucrarea lui Dumnezeu. Timpul care vine e un timp mai greu. Fie astăzi împăcarea cu Dumnezeu, că timpul care vine e un timp mai greu. Auzi ce zice Solomon? Uruitul morii slăbește. Asta ce e? Auzul. Ce ai spus, frate? Că nu te-am recepționat. E procesul îmbătrânirii pe care nu-l mai poți întoarce. Te scol la ciripitul unei păsări și asta sunt insomniile. Un foșnet. Nu-i așa, frate Leonard? S-a dus somnul. Și trebuie să iei tablete, să te poți odihni câteva ore. E procesul îmbătrânirii. Glasul tuturor cântăreților se aude înnăbușit. Pacă-te cu Dumnezeu astăzi, pentru că astăzi e timpul cel mai potrivit. Ce spuneți? Nu e un timp potrivit astăzi aici în biserică? Din toată inima să spunem, lăudat să fie Domnul, preamărit să fie Dumnezeu, că ne-a dus mântuirea prin jertfa lui Iisus Hristos, glorie lui în veci, glorie lui în veci. Vreau să nu uităm aceste adevăruri, aceste aspecte ale împăcării cu Dumnezeu. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi. De ce? Că mâine e un cuvânt riscant. Poate însemna regrete eterne. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu astăzi, că e timpul cel mai potrivit. Uitați-vă, timpul care vine nu e un timp mai bun, e un timp mai greu. E un timp al necazurilor și al durerilor. Că suntem sănătoși. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu și să-L slujim cu credincioșie, să ne împăcăm cu Dumnezeu la vreme. Ajută-ne, Doamne! Amin. Și apoi uitați-vă, vine Solomon să ne spună legat de împăcarea cu Dumnezeu și cel de-al treilea aspect. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu astăzi, pentru că astăzi suntem în viață.
Dacă ai plecat din această viață, nu te mai poți împăca. Sau crede cineva de aici că se mai poate împăca cu Dumnezeu după ce a închis ochii? După ce se desface casa asta cortului nostru trupesc, te mai poți împăca cu Dumnezeu? Obișnuim să citim pilda bogatului nemilostiv. Omul acesta moare și auziți, ajunge în locuința morților. Înseamnă că moartea nu-i finalul. Și de acolo, din chinuri, încearcă să mai facă ceva. Încearcă să mai înalți o rugăciune. Curios, se roagă unui sfânt. Dar nici rugăciunea la sfinți după moarte nu mai are niciun efect. Luca 16, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine, adică n-ai vrea să-mi dai ce n-am dat eu în viață. Dar știți că mila-i până la mormânt. Fie-ți milă de mine, Părinte Avraame, trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă, grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Eu vă întreb, s-a mai putut împăca cu Dumnezeu? S-a mai putut împăca cu Dumnezeu? Împacă-te cu Dumnezeu astăzi pentru că ești în viață. Auziți ce spune Scriptura în Eclesiastul 12:6, că suntem aici. Până nu se rupe funia de argint. Și asta nu-i la 90 de ani. E mai devreme? Se poate rupe funia de argint. Poți pleca din această lume mult mai repede decât te-ai gândit dumneata. Înainte de a veni spre America, am fost la Rădăuți la o seară de privechi. Fratenuțul, familia Vlonga a fost greu încercată. Pe centura orașului Eliad, la vârsta de 21 de ani, a făcut un accident cumplit și a murit. S-a mutat pe țărmul celălalt. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, pentru că astăzi ești în viață. A fost un tânăr special. Nu vreau să spun nimic negativ despre el. Dacă tineri nu pleacă și se rupe funia și nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Și moartea îi prinde la porci. Unii zic, da, frate, dar dacă l-a primit tata pe fiul risipitor, că a venit în zdrențe acasă, în mizeria aceea în care a stat la porci, l-a iertat și l-a primit. N-o să mă primească și pe mine. O, tânărul acela a avut o trezire de conștiință la vreme și a venit acasă, dar pe cât îi prinde moartea la porci și nu se mai întorc niciodată acasă. Vreau să fac o strigare aici și Duhul Domnului mă îndeamnă să spun, fiul risipitor, întoarce-te acasă astăzi. Amin. Pentru că ești în viață. Fiică risipitoare, întoarce-te acasă astăzi, pentru că astăzi ești în viață. Aleluia. Nu mai poți face nimic după moarte. Dacă s-o rup funia de argint, nu mai poți face nimic după moarte. Nimeni de aici n-a făcut contract cu Dumnezeu să termine călătoria la 90 de ani. Sau, cum a plecat fratele Nicolae Berar, tatăl fratelui John Beraru, cu puțin timp în urmă, în vara aceasta l-am condus pe ultimul drum la aproape 99 de ani. Asta e foarte rar. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi, pentru că astăzi ești în viață. Nu te mai poți împăca dacă a venit moartea. Omul a ajuns în văpaie despre care vă spuneam. A văzut că pentru el nu se mai poate face nimic. Nu mai poate să ajungă nici măcar stropul acela de apă la el. Nimeni nu mai poate să-i schimbe destinația. O zis atunci Părinte Avraame, știi ce te rog? Mai am 5 frați. Eu mai am 5 frați, cineva să meargă în casa tatălui meu, ăștia tot ca mine trăiesc. Devine moartea, tot aici ajung, să meargă să le spun aceste adevăruri, că este rai și iad, că nici ei nu cred. Răspunsul a fost, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Doamne, ajută-ne să ascultăm de tine la vreme, până se rupe funia de argint, nu? Eram într-un cimitir și obișnuiesc să mai citesc pe pietrele funebre, pe cruci. De obicei se aleg acolo cuvintele cele mai potrivite. Nu toate corespund cu viața celui decedat.
Citeam acolo pe o piatră funebră și am realizat că la acel bărbat era numele lui, era data nașterii, data morții, era scris inginer, ce mai contează? Și am înțeles că la bărbatul acela s-a rupt funia de argint. Știți ce era scris pe piatra funebră? În miez de primăvară, așa mi-a fost sortit. Să nu mai calc pe iarbă și nici pe fân cosit în drumul meu spre casă. Aici am fost chemat, lăsând copii, nevastă și tot ce am adunat. S-a rupt funia de argint. Vă rog, nu uitați, dragii mei, poate ești tânăr și plin de viață și te gândești, America îmi oferă multe, frate, mai la bătrânețe, dar dacă ți se rupe funia de argint, dacă îngăduie Dumnezeu plecarea de timpuriu din această viață, unde te duci când se desface casa asta a cortului trupesc? Credincioșii au o casă în cer, care nu-i făcută de mână omenească, ci este veșnică. Eu te întreb, tu ai casa aceea? Fie ziua aceasta o zi de cercetare pentru fiecare dintre noi, ca să ne putem pune sufletul la adăpost. Ajută-ne, Doamne! Aleluia. Vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu! Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu astăzi, începând de astăzi, că mâine e cuvânt riscant. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu astăzi, că e timpul cel mai potrivit, timpul ce vine, e un timp mai greu. Trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu astăzi, pentru că suntem în viață, după moarte nu mai poți. Aleluia. După moarte nu se mai poate. Și apoi vreau să mai spun ceva, dragii mei. Unii dau lui Dumnezeu ultimele respirații, ultimele bătăi cardiace. Am auzit oameni care au zis așa, pe patul morții o să mă primească Domnul și pe mine. Cum l-a primit pe tâlhară? De unde știi că mai ai mintea coerentă să te poți mărturisi, să te poți spovedi, să-ți poți recunoaște trecutul păcătos? De unde știi că te mai poți ruga? Împacă-te cu Dumnezeu astăzi ca să ai timp să te pregătești pentru veșnicie. Amin! Solomon zice, adu-ți aminte de făcătorul tău, versetul 7, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Ce se citea în a doua Corinteni, capitolul 5, până nu se desface casa asta a cortului nostru trupesc. Medicamentele ce le ai pe noptiera de la patul tău să însemne că se desface casa asta cortului trupesc. Împacă-te cu Dumnezeu astăzi ca să ai timp să te pregătești pentru veșnicii. Modelează-ți viața după caracterul lui Hristos. Amin. Amin. Nu-ți fă bagajele înainte de plecare. E prea târziu. Nu vedeți așa? Dacă te pregătești în pripă să mergi la avion sau să mergi la tren, parcă întotdeauna uiți ceva. Dacă e vorba de pregătirea noastră de a pleca în veșnicii, n-ar trebui să ne pregătim din vreme? De ce să-ți faci bagajul așa cu câteva clipe înainte de plecare? E vorba de șederea noastră în veșnicie? Ascultați-mă, dragii mei, cei ce s-au împăcat cu Dumnezeu în fața morții, ei sunt conștienți că se duc acasă la Domnul, lăudați să fie Domnul! L-am vizitat pe un frate, un proroc al Domnului, din zona noastră cu câțiva ani în urmă, fratele Sidor din localitatea Dumbrava, bolnav de un ast bronșic, făcea acele crize nocturne. Mă întorceam de la o căsătorie și am intrat pe la el, stătea lângă fântână, la umbră, respira greu și l-am întrebat, ce mai faceți, frate Sidor? Avea certitudine în fața morții, știa unde pleacă. O zis, aștept să mă dezbrac de cortul acesta și să mă îmbrac cu celălalt peste el, ca cei muritori în mine să fie înghiții de viață. Să fii pregătit pentru clipa morții. Când trebuie să spui la revedere celor dragi, tu să fii convins că te muți pe țărmul celălalt, auziți ce spune Pavel despre cei credincioși. Moartea nu-i finalul, dragii mei, moartea este doar o mutare.
Este dezbrăcarea de cortul acesta și cortul înseamnă o ședere temporară. Când vine vântul rece, când vine iarna, cortul se strânge și ne mutăm în casă. Așa e moartea pentru cei credincioși. Ne dezbrăcăm de cortul acesta și auziți ce spune Scriptura. Ne pregătește Domnul o casă și acolo e ședere eternă. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Asta înseamnă că vom învia, credeți? Învierea lui Hristos e certitudinea învierii noastre. A înviat Hristos, vor învia și cei care au adormit în Domnul. Dacă ați avut persoane dragi care le-ați pierdut în vreme de pandemie, există speranța revedere pe țărmul celălalt în trupuri de glorie. Domnul să așeze în inimile noastre această speranță. Amin. Vom învia, vom schimba cortul acesta cu o casă. Știți de ce? Pentru că Pavel spune, v-am dat arvuna Duhului. Și dacă ne-a dat arvuna Duhului, va duce la final ce a început cu noi. Nu începe Domnul o lucrare ca să nu ducă la final. Dacă ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat arvună, înseamnă că ne-a dat ceva înainte, ne-a dat o garanție. Cumperi ceva și dai arvună. Știi că lucrul acela va fi al tău. Așa a făcut Domnul cu noi. Ne-a dat înainte arvună. Ne-a dat pe Duhul Sfânt. Și citim noi în Filipeni 1:6. Cel ce a început această lucrare bună în voi, o va isprăvi. Credeți? În ziua arătării lui Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul, că ne-a dat arvuna Duhului, dragii mei. Uitați-vă, ultima realitate a omenirii nu e moartea, e judecata. Așa s-a citit, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau după răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. De aceea ne silim să-i fim plăcuți. De ce? Că dăm socoteală la urmă. Vedeți dumneavoastră și elevul silitor și ăla care o vă neglijent. Până la urmă trebuie să dea examenul final? Așa e și la Dumnezeu. De aceea haide să ne silim să-i fim plăcuți, pentru că atunci când viața se termină, noi să avem parte de bucuria sfinților în lumină. Și eu zic să ne ajute Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu. Dragii mei, vreau să încurajez tinerii în această zi și să le spun... Viața cu Domnul este o viață frumoasă, nu spune mâine, spune astăzi. Începe să slujești pe Domnul de tânăr, pentru că viața de familie cu Domnul este o viață binecuvântată. Chiar dacă trecem aici prin necazuri, prin probleme, prin greutățile vieții, viitorul cu Domnul va fi un viitor luminos, va fi un viitor glorificat. Ajută-ne, Doamne, să ajungem toți în casa de sus. Nu uitați condiția ce se pune, împăcarea cu Dumnezeu. Ne naștem în păcat și trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu. Nu uitați, trebuie să ne împăcăm astăzi, începând de astăzi. Amin. Trebuie să ne împăcăm astăzi, că e timpul cel mai potrivit. Timpul care vine e un timp mai greu. Amin. Trebuie să ne împăcăm astăzi, că suntem în viață. După moarte nu se mai poate. Și trebuie să ne împăcăm astăzi, ca să avem timp să ne pregătim pentru veșnicii. Când se desface casa, noi să putem avea asigurată casa de sus. Și eu zic, Domnul să ne ajute la aceasta. Dragii mei, doresc ca Domnul să binecuvideze familiile voastre. Părinți și copii, să nu pierdem nimic în Egiptul acestei lumi, ci să câștigăm totul pentru Canaanul ceresc. Așa să ne ajute Dumnezeu.